Coman, acest Coman reinventat, domnul Duc Adam, se spune că se antrenează bine, că e serios, a devenit și tată, alt fotbalist. Intra pe, nu că pe vârfuri, se vedea că nu are încredere, că era, din punct de vedere psihic, nu și-a asuma. Acum e strong și fizic e foarte bine. Alt fotbalist. Te uiți la el și nu... Da, și reușesc execuții pretențioase. El a trecut printr-o perioadă foarte grea. El a, în momentul când a venit la FCSB, era mare, în formă. Absolut. L-a da. Luat, fost prea la înălțime și cred că aerul rarefiat de sus i-a luat puțin din oxigen. Și sigur, prima ciocnire cu Bucureștiul nu e simplă. Bravo, după aia, sigur, a avut și o anumită atitudine de grandomanie în anumite situații. A venit acea accidentare care a fost lungă și grea, după care a încercat antrenorii care au fost și patronul, sigur, că să-i dea minute. El nu mai era la acel nivel și atunci au venit criticile, a fost scos pe margine, nu știu ce. E, uite, el și-a dat seama că dacă nu muncește și nu este foarte serios, nu va mai putea. Cariera lui era pe apa sâmbetei. Așa că s-a pus pe treabă și bravo lui. Și acum zic că are cel mai bun moment, și mai bun decât în momentul în care a venit la FCSB. Și acum totul depinde de el să fie sănătos și, cum am spus la început, cred că acum e momentul să-l vândă, că îi face și lui un bine și cred că acum poate să ia și un preț, bun. Vă întrerup, avem la telefon pe Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste. Bună seara, domnule Dragomir! Bună seara! Sunt împreună cu Helmut Duc Adam aici și spunea domnul Duc Adam că în forma în care e acum Coman e cel mai bine de vândut. Sunteți de aceeași părere că la vară ar putea lua o sumă bună pe el, domnul Becali? Ce face cu banii? Nu știu. De ce să-l vândă? N-are destui bani. Ce Dumnezeu face cu partea bani? Mai bine să atace Liga, nu? Mai bine să atace Liga. Păi el bine e să facă echipă. Rostul lui este să facă o echipă puternică. Fără Coman e greu să facă echipă puternică.